Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primară numărul 18 din 20 ianuarie 2023. Suntem în prezența majorității Consiliului Local, 10 consilieri prezenți, domnul botezatul Vasile s-a învoit, are o problemă în familie, a venit dimineața și a semnat. O să dau cuvântul, înainte de toate să vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinții din 20 decembrie. Dacă aveți obiecțiuni, mulțumesc frumos. Doamna președinte. Da. Bună ziua. Începem ședința cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna decembrie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz servitute și de servitute legală către SC Delgaz Gris S.A. asupra unor terenuri situate în comuna Strugaș, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară a unui sector de drum de exploatație agricolă din administrarea comunei Strugari în administrarea comunei Nicolae Bălcescu. 5. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse de Camera de Conturi prin decizia numărul 3.1 din 14.12.2022. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de înmormântare familiei defunctului Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024. 8. Proiect de hotărâre privind declararea proiectului alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugar, județul Bacău, proiect de utilitate publică. 9. Proiect de hotărâre privind adoptarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform prevederilor legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de legea numărul 276 din 2010 pentru perioada 1.1.2023, 31.12.2023 și 10. Întrebări, interpelări diverse. O să avem pe ordine suplimentare. Da. Și o suplimentare pe ordinea de zi. Pe... Da, mai avem un punct suplimentar la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Comunei Strugari cu Ministerul Muncii și Solidarități Sociale în vederea implementării proiectului HUC de servicii cod MIS-MIS 1309-63. Există o anexă la proiectul de hotărâre, probabil dumneavoastră l-ați văzut. Este un proiect la nivel pilot, aș spune, la care facem și noi parte și vrem să cooperăm. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Domnului primar, pentru a explica mai mult. Eu o să vă prezint proiectele hotărâri în ordinea care au fost supuse spre aprobare conform ordinei de zi. La punctul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâri privind decontarea contravalorii clăzeci în mijloace de transport care personal didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna decembrie, care la articolul 1 este în sumă de 2.929 de lei. Discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 10, da? La bugetul local, așa cum am discutat și pe comisie, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023. La articolul 1 propun aprobarea bugetului local pe anul 2023,
care cuprinde la partea de venituri suma de 8.701 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 9.201 lei. Pe capitol exact cum am discutat. Da. Dacă sunt întrebări, că nu, spune. Cu amendamentul care l-a precizat domnul Anganu, ca să venim în mod detailat în luna următoare pe ce s-a făcut pe 2022. Da. Supunem la vot, dacă nu mai sunt întrebări. 10 prin 10. Trecem la următorul punct. Aici este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către SC Delgaz Grill. Dacă v-ați uitat în comisie, este vorba de schimbarea a doi stâlpi și îndreptarea unui număr de vreo 7 sau 8 stâlpi pe sectorul ăsta, Strugarie, Năsuiești, Cetățenia. Și mi se pare că prin șlapă de ce fac ceva. La solicitarea Digi, da? Deci, la deci noi suntem obligați ca să îi dăm acest drept de servitute. Pentru 2 metri pătrați, ați văzut, da? Este... Dacă mai sunt discuții, dacă nu spunem la vot și acest punct, ce ne este? La punctul 4 pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare temporară a unui sector de drum de exploatare agricole 2794 cu lungime de 637 de metri lungime. Și de asemenea aici este vorba și de parcarea care este la Hanul Matei. La articolul 1 se avizează favorabil proiectului autorei privind proiectul aprobarea solicitării de preluare temporară da, a unui sector de 637 de metri și a parcării Han Matei situată pe rază comunei Strugari. Aici, pe lângă proiectul de hotărâre, noi avem și planul de situație și contractul cadru de administrare. Da, dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot acest punct. Cine este pentru? 10 din 10. La punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse de carte de contract de acord pe cerințele numărul 3.1 din decembrie 2022. La articolul 1 se ia cunoștință de măsurile dispuse de deschiderea camerei de conturi a județului Bacău, numărul 3/1/14 de 14 decembrie 2022, în urma controlului făcut efectuat de inspectorii la Curtea de Conturi la OAT Strugari. La articol 2, prezenta se comunică instituții prefectului, camerei de conturi, precum și persoanelor interesate. Da, supunem la vot și acest punct. Imediat. Da, supunem la vot și acest punct, dacă nu mai sunt discuții. La punctul 8 pe ordinea de zi, proiectul hotărâre privind declararea proiectului alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari. Ca fiind... Da, o să mă întorc. La 6, proiectul hotărâre privind aprobarea unui ajutor de înmormântare familiei defunctului Popa Costai. Da. Dacă sunt de acord cu 10 din 10... Cu proiectul hotărâre în forma prezentată pe comisie, da? La punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru 2023-2024 în forma prezentată la comisie, pe anume la articolul 1 se aprobă rețeaua școlară în comuna Strugari pentru anul școlar 2023-2024 în structura prevăzută în anexă. Articolul 2 conduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. Noi
ca și în alte ședințe privind rețeaua școlară. Suntem doar o formă juridică și restul sunt structuri, ramuri. Da, celelalte dacă școli. Sunteți de acord, dacă nu sunt discuții, spunem la vot și punctul 7. Cine este? 10 din 10. Da, venim la 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform legii 416 privind DMG-ul, venitul universitar. La articolul 1 se aprobă planul de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă potrivit legii 416 și completată cu legea 276/2010, conform anexei care face parte din hotărâre. Da, dacă sunteți de acord cu punctul 9, spunem la vot. Dacă nu sunt discuți. Și la punctul suplimentar pe ordinea de zi. L-am ascuns. Da. Este vorba de proiectul de hotărâre care, la articolul 1, spune că se aprobă cooperarea OATE Strugari cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului HUV de servicii. Aici, în spate, dacă v-ați uitat, sunt suficiente informații, chiar și draftul de contract de cooperare. Dacă s-a întâmplat că l-au putut să urce, dar l-au vrut să urce, că băiatul cu pâine și o trebuie să mă duc eu înaintea lui. Dar, de fapt, drumul era practicabil. Dar, Și altceva, după mine, am montat niște indicatoare, ca vitim de iar, unul să aibă lanțul la el, să aibă... Deci, la fie, lăsați așa un pic. Deci, în zona unde trebuie, omul trebuie să aibă, că ați văzut, mergem în localități unde sunt penți, acolo e indicatură în care trebuie să fie, să aibă lanțul și cauciucuri de iarnă. Tu ai cauciucuri de vară și vrei să urci pantă. Nu se poate. Și să știi sau, adică, trebuie să montați câteva indicatoare, că e necesar. Da. Dacă ați da, mulțumim, dacă mai sunt discuții, declară închisă ședința.